anul acesta am avut o colaborare foarte frumoasă cu Cristina Tenor, care este curatoarea mea, în cadrul sezonului România-Franța. Colaborarea, de fapt, a început de anul trecut, când am fost prima dată și am vizitat școala tehnică de modă de la Riom și am văzut muzeul Bargon din Clermont-Ferrand. Cristina Tenor și Cristin, directoarea muzeului Bargon, mi-au făcut o vizită înainte la atelier, m-au invitat acolo și așa a început colaborarea noastră. Văzându-mi schițele de modă, au zis, astea trebuie să le facem aici și să facem și o expoziție cu picturile tale, o expoziție ce în București au însumat peste 100 de lucrări inspirate din 100 de ani de familie, cu broderii ale bunicii, cu portrete de familie, începând cu străbunicii și care au luptat în primul război mondial și terminând cu fetița mea. Deci o punte între generații, între 5 generații. Ăsta a fost începutul. Ce urmează? Urmează o colaborare, tot cu Cristina Tenor, ca și curator, în cadrul Bienalei de Artă de la Lyon, bienala aflată la 15-a ediție, cu tema Încălzirea globală. Lucrarea pe care o prezint acolo este practic un paradis, un paradis al Deltei Dunării, în care zboară un banc de pești de sticlă de pe Mileu Bunicii, aceea care era în perioada comunistă pe televizor. Pictura va fi de mari dimensiuni, de 2 metri pe 5 metri, iar bancul de sticlă însumează peste 100 de piese de pești de diferite mărimi și culori. Povestea cu peștii de sticlă e frumoasă, pentru că se spune că nu orice sticlar poate să facă un pește reușit, astfel încât ca să avem un pește care să ne placă, trebuie să fii foarte mare maestru în arta sticlăriei. Pe 19 mă întorc de la Bienala de la Lyon și plec în Coreea cu încă doi artiști, cu Vasile Tolan și cu Rareș Lupu, dar vom duce pentru expoziția română-coreană, aflată la cea de-a șasea ediție, lucrările a 31 de artiști. Coreenii expun și ei, tot 30 de coreeni, 31 de români, va fi o expoziție frumoasă, substanțială, ca urmare a expoziției care a fost organizată anul trecut la Muzeul Literaturii în sala lor de expoziții, sala mare. Ce vreau să spun este faptul că puțini artiști știu sau vorbesc prea puțin despre asta. Întotdeauna este un calvar și un întreg demers de la împachetatul lucrărilor până la punerea lor pe simeze. Cum ajung lucrările în Coreea, cum ajung lucrările la Lyon, am preferat să zbor cu Turkish Airlines, o companie care mie mi-e foarte dragă și pentru confort și pentru calitatea serviciilor, dar mai ales faptul că îți permite să duci la cală 40 de kilograme. Când zburăm la Seul, o să facem o escală la Istanbul. Am înțeles că tocmai au deschis cel mai mare aeroport din lume, care este într-o arhitectură absolut spectaculoasă și abia aștept să ajung.